Stimați telespectatori, suntem la Londra și vă salutăm cu respect și prietenie pe toți cei de acasă, cu atât mai mult cu cât ceea ce se întâmplă zilele acestea, 5-7 noiembrie, aici la Londra, e un, nu neapărat inedit, cât mai ales o manifestare, ca să folosesc termeni de pe vremea mea, una economică absolut specială, pentru că pune în valoare, atunci când avem oameni valoroși, tot ceea ce se întâmplă în turismul internațional. Dați-mi voie să o prezint în dreapta mea un influencer, nu? Aș vrea să vă prezentați, ăsta e termenul influencer. Bună ziua, bine ați venit la Londra! Bună ziua, bine ați venit la Londra! Termenul potrivit nu este influencer, cred că mai trebuie să, nu știu, muncim câțiva ani ca să ajungem acolo. Eu sunt Raluca Epureanu, sunt fondatoarea platformei Flairmakers. Este o platformă digitală care conectează freelancerii din industria ospitalității cu business-urile din această industrie formidabilă. Pe scurt, I'm looking after travel, after recruitment in travel. Tot pe scurt, câteva lucruri despre Londra și despre importanța unui târg de tipul acesta, care este cel mai mare, dacă nu cel mai mare din lume, pentru dumneavoastră și pentru business-ul de turism din România. De ce nu? Sau pentru oamenii din România. O întrebare foarte bună. Eu vă pot prezenta perspectiva antreprenorului din industria ospitalității și ce reprezintă un astfel de târg pentru noi. În primul rând, este important de precizat că în noiembrie 2024, în Londra, după COVID, după Brexit, cu Labour fiind acum câștigând alegerile, anul acesta, industria ospitalității se confruntă cu schimbări majore, iar pe partea de talent development, pe partea de hospitality staffing, se caută cu ardoare soluții. Și Flairmakers asta face, vine cu o soluție concretă de a rezolva problema, acest deficit de forță de muncă. Concret, cum ajută târgul? Ajută pentru că dezvoltăm parteneriate cu hoteluri și din alte țări, deoarece Flairmakers is going global. Da, pentru că e și atmosfera din târg una atât de intensă, nu o să vorbim prea mult acum, că avem noi grijă să vă solicităm o găzduire la dumneavoastră, la Constanța, la Mangalia, pentru detalii. Dați-mi voi, domnul George Mândilă, să vă felicit pentru acest OMD, nu? Acesta e termenul. Știu că de cel puțin un an sau doi s-a pus foarte serios problema organizării și dezvoltării și atragerii de fonduri, dar mai ales sprijin pentru ceea ce înseamnă mediul din această, mediul de afaceri, din această zonă turistică sau de activitate turistică. Aș vrea să vorbim despre dumneavoastră, despre acest OMD, cred că e unul dintre cele mai mari din România, nu știu, mai știu unul la Suceava, am mai auzit de alte organizări similare și în alte județe. Despre dumneavoastră, despre OMD, mai ales că l-aveți și pe domnul vicepreședinte aici, și despre proiectele pe care le aveți în vedere, în perspectivă, și de ce nu, importanța prezenței la o asemenea formă de dialog mondial până la urmă. Mulțumesc pentru invitație, mulțumesc pentru posibilitatea de a mă exprima în fața camerei, salut toți telespectatorii, cât și cei prezenți alături de noi. Deci noi suntem organizația de management al destinației Mamaia Constanța, suntem înființați de aproximativ un an și jumătate, suntem într-un parteneriat cu primăria Constanța 50%, iar diferența de jumătate o asigură cele trei patronate foarte reprezentative pentru industria turismului, atât din Constanța cât și din stațiunea Mamaia. Așadar, noi reprezentăm o destinație turistică integrată Mamaia Constanța. Suntem prezenți aici la Londra pentru a doua oară și, bineînțeles, de fiecare dată avem aceleași trei obiective strategice. Și anume, numărul 1, contactul cu marii tur operatori pentru a putea intra în catalogele de prezentare, atât în format print, cât și în format digital și în format online, căci cum Dumnezeu să ne leagă cineva spre a veni la Mamaia și la Constanța dacă ei nu le găsesc în oferte. 2. Trebuie să intrăm în contact și am făcut-o deja
cu jurnaliștii specializați în turism, reprezentanții companiilor media, blogări, influenceri, cu toți cei care pot asigura o promovare eficientă a stațiunii Mama Aia și a orașului Constanța. Și în ultimul rând, suntem aici pentru a contacta compania aeriană low cost pentru următorul motiv. Dacă pe nivel rutier, datorită autostrăzii, avem o conectivitate excelentă cu Bucureștiul și cu țara, la nivel feroviar este același lucru, în schimb Mama Aia suferă de o oarecare izolare aeriană, să mă exprim așa, deoarece nu sunt foarte multe curse pe aeroportul Mihail Cogălnicianu. Așadar, suntem interesați cu aceste companii low cost să dezvoltăm noi curse către țările țintă, așa cum le-am definit noi, țările care nu au ieșire la mare, în primul rând, și aici mă pot referi la toată Europa Centrală, țările care au ieșire la mare rece, și aici mă pot referi la Marea Britanie, Irlanda, Peninsula Scandinavă, Polonia, țările Baltice, Belgia, Olanda, etc. Și, bineînțeles, toată străinătatea apropiată, Balcanii și nu numai. Așadar, pentru noi este o onoare și un privilegiu să fim la acest târg. Știm că este cel mai mare din lume, că se face business de aproximativ 3 miliarde de euro în aceste 3-4 zile cât ține deschis târgul și de ce nu dorim și noi o parte din acest business. Așadar, suntem deschiși și avem o minte limpede și foarte, foarte dedicată către toți cei care vor să facă afaceri cu destinația turistică Mama Aia Constanța. Da, am avut onoare, eu sunt și vicepreședinte al FIJET România, Clubului Presei de Turism pentru ceea ce înseamnă perspectiva României, prieten cu Traian Bădulescu, cu Anghelescu, cu toți cei pe care îi cunoașteți, pentru că au fost cu ANATU, cu alte organizații implicați în activități mai speciale, plus că ne vedem pe televizoare, pe toate televizoarele din România și inclusiv la Mama Aia și la Constanța. Mă uit la domnul Sebastian Buznava, vicepreședinte. Aș vrea să continuați câteva detalii în același, de același palier cu ceea ce spunea domnul președinte, și pe de o parte, iar pe de altă parte, practic, venirea dumneavoastră aici înseamnă, domnule președinte, domnule vicepreședinte, dorința de a, cum spuneați, de a aduce Marea Britanie, orice turist din lumea asta largă, la noi în România și iată, de ce nu, la Mama Aia Constanța. Vă rog! Bună ziua, vă mulțumesc pentru invitație și da, într-adevăr, noi am venit aici împreună, toată echipa, pentru a putea avea cât mai multe întâlniri cu toți partenerii interesați de destinația noastră și, într-adevăr, dorim să aducem cât mai mulți turiști în România. Trebuie să ținem cont că am lipsit foarte mulți ani de la aceste târguri, noi ca și destinație, însă, începând de anul trecut, ne-am propus ca an de an să fim prezenți la toate aceste manifestări prin intermediul cărora putem aduce turiști pe litoralul românesc și în Mama Aia Constanța. Vă mulțumim mult, suntem aici în următoarele zile și sper să ne vedem în continuare și la sfârșitul acestui târg să avem și oarecare rezultate care se vor vedea de anul viitor în mod cert. Aș vrea să încheiem, nu înainte de a mai vă da microfonul un pic și apoi ultima. Și cine are ultimul cuvânt? Întotdeauna. Da? Cu angajamentul nostru al televiziunii naționale Tele Moldova Plus, care începând de astăzi are studio și la Londra, Tele Moldova Plus Londra, printr-un proiect susținut de Departamentul pentru Românii de Pretutindeni, ceea ce înseamnă că împreună cu domnul George Daraban, Astro TV, realizăm acest trus media, această platformă, atât pentru românii de pretutindeni, cât și pentru cei de acasă. Vă rog! Eu doresc să felicit această inițiativă a dumneavoastră. Întotdeauna veți găsi o ușă deschisă la noi și puteți să ne contactați pentru orice fel de probleme și pe cât va sta în puterile noastre, cât și în intenția noastră de a ajuta, ei bine, o vom face. Căci ce anume este unui om mai bine decât posibilitatea de a ajuta pe ceilalți, posibilitatea de a stârni și de a oferi compasiune. Așadar, mă bucur că v-am întâlnit, mă bucur că am întâlnit-o și pe doamna din diaspora care face business la Londra și sunt mândru că are o asemenea platformă, de o asemenea impact în ceea ce privește personalul din industria Horeca. Colegul meu, Sebastian, sunt convins că este în asentimentul meu. Așadar, ne vedem și zilele următoare și v-am spus, sperăm ca în câțiva ani de zile toate aceste eforturi ale noastre, ale tuturor din standul României să se concretizeze
în cifre superioare în ceea ce privește turiștii străini din România și, bineînțeles, în numărul nopților de cazare, căci acelea înseamnă banii până la urma urmei. Vă mulțumesc, succes! Noi în diaspora ajungem mai greu, doar când ne invită George, așa că vă ofer ultimul cuvânt. Vă întreb cum puteți promova să vină lumea și la Iași, că eu sunt patriot local de o viață, și în același timp, cum puteți promova inclusiv proiecte comune Ascro TV, Telemoldova Plus, plecând de la ideea promovării a ceea ce înseamnă platforma dumneavoastră. Da. Înainte de, și vă mulțumesc pentru oportunitate, dar înainte de a vorbi, de a răspunde concret la întrebare, vreau doar să spun un singur lucru apropo de Constanța, apropo de Mamaia, apropo de turism, diasporă și Londra. Eu m-am născut la Constanța, cu alte cuvinte, într-o destinație turistică. Cei care nu au venit încă, vă așteptăm și la Constanța, în Mamaia, și nu numai. Iar eu, numai că m-am născut într-o destinație turistică, am și rămas în industrie. Am studiat și toată viața mea am lucrat în industria ospitalității. Și mă bucur că acum, prin această platformă globală, pot să aduc împreună toate forțele care lucrează intens la ceea ce înseamnă, ceea ce face lumea ceea ce face lumea globală, pentru că până la urmă tot ce ține de travel ne impactează pe toți. Eu cu inima deschisă spun că sunt deschisă colaborărilor și apropo de diasporă, toți cei care locuiesc în afara țării, dacă pot face un lucru pentru țara noastră, este de a trimite măcar o persoană, un prieten, de a recomanda unui prieten să viziteze țara noastră. Așadar, românii pot face ceva concret pentru țara noastră, chiar dacă nu trăiesc în țară, da? Și trăim fiind ambasador și recomandând țara noastră. Mulțumesc, vă mulțumesc încă o dată, domnule președinte, domnule vicepreședinte, îi mulțumesc și domnișoarei, colega noastră de la Londra, îndrăznesc să spun colega noastră pentru că e o mare onoare pentru noi. Până la urmă, libertatea de a fi român oriunde te-ai afla, cum e și titlul programului nostru, înseamnă de fapt oameni valoroși, așa cum e domnișoara director, așa cum înseamnă ca inițiativă și ca implicare domnul președinte și vicepreședinte de la Mamaia, înseamnă că acolo unde ești să simțești locul. Și simțind locul și făcând lucrurile cu responsabilitate, cu dăruire, cu vocație, poți să crești, poți să fii român, poți să ajuți românii. Dar mă rog, asta e o temă care o discutăm mai în liniște, ca aici și muzica suficient de agresivă. Nu, dumneavoastră nu simțiți că Ovidiu, colegul meu, directorul stației de la București, mi-a zis să țin microfonul cât mai aproape, dar pe mine mă deranjează pentru că am venit azi noapte, cum știți, cu avionul, așa că dați-mi voie să vă spun cele bune acasă, acolo, la dumneavoastră, sau, prin amabilitatea domnului George, acasă, oriunde ați fi în lumea asta, prin platforma Astro TV sau Diaspora TV sau ceilalți cu care noi colaborăm. Numai bine, încă o dată vă mulțumesc, la revedere!